dacă vine toamna, tot avem nevoie de o soluție pentru traficul aglomerat din orașe. Bineînțeles, alternativa trebuie să fie comodă, să consume puțin și să te ajute să ajungi acolo unde ai treabă în cel mai scurt timp. Având în vedere toate cele enumerate mai devreme, am ales ca astăzi să testăm un maxi-scooter. Știu, nu prea pare genul nostru, pe domnul din imagini îl cheamă BMW C650 GT. Dacă vorbim despre design, vom vedea la propriu că respectă cu sfințenie linia impusă de producătorul german. Faruri ce par asimetrice și linii de carenaj desprinse din gama Touring. Poziția la ghidon este una foarte comodă, iar șaua pe două nivele te ajută, cu atât mai mult spătarul reglabil al pilotului. Ergonomia este excelentă pe scooterul celor de la BMW. Cele două poziții pentru picioare te ajută să nu amorțești vreodată. Ne-a plăcut copios faptul că am putut să mergem cu picioarele întinse în scooter printre mașini. Cu toate acestea, nu uitați că la stop trebuie să puneți picioarele jos, nu de alta, dar noi era să uităm la vreo două semafoare. Protecția la vânt este și ea foarte bună, picioarele îți sunt apărate de carenaj, iar parbrizul reglabil electric de pe ghidon te ajută de fiecare dată. La cât de tare vrei să te aerisești, te ajută și cele două prize reglabile manual, să nu uităm nici de ghidonul și șaua încălzită. Absolut perfect în traficul matinal de toamnă, cu așa opțiuni poți merge cu scooterul până târziu, când diminețile reci chiar vor strânge geaca pe tine. Motorul este clasicul 650 monocilindric de 60 de cai al producătorului bavarez. Cu o cutie automată, acesta te va scoate din orice încărcătură urbană. Este vioi și răspunde prompt la accelerație. În plus, nu-i prea place benzina. Noi am reușit un consum de 5,5% prin traficul bucureștean. C650 GT este un orășan pur sânge. De ce spunem asta? Are un sistem de iluminare cu un mod prin care poți alege ca 3 benzi de LED-uri să te facă mult mai vizibil în ochii șoferului. Și numai dacă ne gândim la câte spații de depozitare îți propune acest maxi-scooter, este clar că poți merge cu el oriunde în oraș. De la film la cumpărături, ai loc să pui orice sub șa, chiar și un pasager care te sâcâie. Nouă ne-a plăcut cel mai mult să mergem cu el la birou, riscând să fim catalogați drept hipsteri, ținuta casual îl prinde cel mai bine pe C650 GT.